Până în 3 martie anul viitor, crescătorii de bovine pot depune cererile de sprijin pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cumpărarea de tancuri de răcire a laptelui. De acest ajutor vor putea beneficia crescătorii de vaci de lapte care dețin până la 5 capete de vaci de lapte și sunt organizați în acest scop într-o singură asociație constituită la nivelul unei comune. Documentele de care au nevoie fermierii sunt copia actului de constituire a formei asociative, centralizatorul cu membrii formei asociative, copie după buletin, hotărârea adunării generale a asociației prin care se aprobă achiziționarea tancului sau ale tancurilor de răcire a laptelui și prin care membrii se angajează ca pe o perioadă de 2 ani, începând de la data la care sprijinul financiar a fost acordat, să mențină numărul de vaci de lapte deținută la data acordării ajutorului și să nu schimbe destinația utilizării tancului de răcire.